Vă salut, dragii mei! Bine ați revenit la rețetele Mihailei! Gătitul lent este una dintre cele mai sănătoase și convenabile metode de a găti mâncare pentru întreaga familie. Astăzi pregătim cea mai fragedă carne de vită într-o tocăniță cu roșii proaspete și ceapă și vom avea un efort și o cheltuială de timp minime. Nu este doar gustoasă, ci deosebit de nutritivă și sănătoasă, pentru că o vom găti în slow cooker-ul Sear and Stew de la Morphy Richards, un aparat extrem de ușor de folosit și cu un preț accesibil. Ingrediente: 750 de grame de carne de vită tăiată cu bulețe, eu am ales vrăbioară, una sau două linguri de ulei, 3-4 cepe mai mari, 1 kg de roșii proaspete date pe răzătoare, 3 căței mari de usturoi, 2 lingurițe de fulgi de ceapă uscată, o linguriță rasă de sare, o linguriță de boia dulce, o linguriță rasă de piper negru măcinat, o linguriță rasă de cimbru uscat, un vârf de linguriță de fulgi de ardei iuți și opțional 100-120 ml de supă de oase. Mai întâi pregătim ingredientele necesare. Tăiem ceapa solzișor, dar cât mai subțire posibil. Apoi pregătim roșiile, le tăiem în două și le dăm pe răzătoarea cu ochiuri mici până ce rămânem doar cu pielița, pe care apoi o aruncăm. Mai trebuie să mai pregătim doar carnea de vită pe care o tăiem în bucăți potrivite. Eu am făcut asta deja. Am aici 750 de grame de vrăbioară de vită cu puțină grăsime. Așa cum am spus, vom folosi slow cooker-ul Sear and Stew de la Morphy Richards cu o capacitate de 3,5 litri, care ne permite să gătim, dar și să rumenim mâncarea în aceeași oală. Oala este ușoară, antiaderentă, durabilă și compatibilă cu mașina de spălat vase, făcând curățarea foarte ușoară. Așadar, luăm oala și o punem pe aragaz, cu focul mare. După ce s-a încins bine, adăugăm în ea o lingură de ulei. Rumenim carnea, dar nu pe toată odată, ci în două tranșe. Dacă punem o cantitate mare de carne odată în orice vas de gătit, ea se fierbe în propriul suc în loc să se rumenească. Scoatem prima tranșă de carne, mai adăugăm o lingură de ulei și rumenim următoarea porție. Aveți grijă să nu atingeți oala fierbinte. Folosiți mânuși pentru cuptor. După ce am terminat această operațiune, dăm focul la minim, returnăm toată carnea în oală și adăugăm usturoiul dat prin presă. Amestecăm preț de 30 de secunde până ce usturoiul începe să miroasă bine. Apoi adăugăm tot sucul de roșii odată. Permitem să se încălzească puțin, dar nu îl fierbem. Apoi adăugăm ceapa tăiată subțire. O adăugăm crudă în sos, fără să o călim. Acum condimentăm. Pe lângă ceapă proaspătă, eu o folosesc întotdeauna pentru acest fel, și praf de ceapă sau fulgi de ceapă uscată, pentru că adaugă și mai multă dulceață tocăniței. Apoi adăugăm sare, piper negru măcinat, boia dulce de ardei, fulgi de ardei iuți și cimbru uscat. Amestecăm. Se mai poate adăuga, dacă aveți, 100-120 ml de supă de oase. Dacă nu aveți, puteți să omiteți. Când gătim la slow cooker, nu adăugăm lichid la fel de mult ca la gătirea tradițională și nu completăm cu lichid pe parcurs, pentru că un slow cooker gătește la temperaturi mai mici de 100 de grade și atunci evaporarea este mult mai discretă. Deci adăugăm doar puțin mai mult lichid decât vrem să aibă mâncarea noastră la final. Transferăm oala în slow cooker și punem capacul de sticlă deasupra. Avem 3 programe de gătire și anume high, la temperatură mai ridicată, pentru 4-6 ore, low, la temperatură scăzută, timp de 8-10 ore
și mediu, o temperatură între cele două, pentru 6-8 ore. S-ar putea să pară mult comparativ cu metoda tradițională, dar slow cookerul este gândit să gătească mâncarea încet, păstrând mai mulți nutrienți în alimente și fără să fie necesară supravegherea aparatului. Așadar, poți alege fie să lași slow cookerul să pregătească mâncarea înăbușit cât timp ești la muncă sau peste noapte, fie să setezi programul cu temperatură mai ridicată, gata în doar câteva ore. Eu am ales programul cu temperatură joasă de 8-10 ore și am lăsat aparatul să gătească peste noapte. A doua zi, mâncarea este gata. Dacă este nevoie, se mai poate corecta gustul de condimente. Carne de vită perfect gătită, care se topește în gură, cu sos dulce, picant, delicios. Prânzul de astăzi este asigurat, cu un efort minim. Dragilor, aceasta a fost rețeta de azi. Găsiți link către slow cookerul Sear & Stew de la Morphy Richards în primul comentariu. Noi ne vedem la rețeta următoare. Numai bine!